pleznește mobila, să mai aud, știi? Da. Bă, dar la un moment dat, adică s-auzea așa, eram pe bune? În bătărie așa. Că era ceva. Poate aveai și un volan, gândaci. Dar n-ai chemat și tu pe ceva să doarmă cu tine? Știi, probabil că... Și faci tu o comandă pe glob? Asta am făcut, dar... Eu am de multe ori senzația de cădere în gol, știi? Adică adorm în prima fază și pot, deodată tresar. Pentru că am un sentiment, am senzația aia de... Da, aia am și eu. Da, e, da. Zi, e zi. Deci eu am ajuns la spital, am chemat să văd. Cum? Când am avut paralizie în somn. Ești conștient, cumva, da. Dar nu te poți mișca, nu poți vorbi, nu poți să strigi după ajutor, nu poți să-ți miști trupul. Este... Nici cum te trezești? Nu mă, știu cum se cheamă. Lene. Nu. Este înfiorător. Înfiorător e. Și de câte ori ai făcut asta? Cred că cel puțin de 10 ori am făcut. N-am mai făcut de mult, într-adevăr, dar este... Nu există cum mai puțin. Eu am pățit ce spune Emma, e groaznic. Scrie cineva, un părinte, părintele Florenței și Hristos am vrea să vină să se facă mai greu bunii. Peste 7-8 minute, cred eu.
creier că atunci când, mă rog, adormi și ai senzația asta de cădere în gol, da, e pentru că asta, corpul tău crede că mori, pentru că adormi prea repede și îți dă un impuls, știi? Și tu dai pauză, știi? Bă, dar e prost, corpul meu? Adică nu e tot ce adormi prost. Păi tu mai dai atâția ani. Da, dar adormi neașteptat de repede pentru... Nu, adormi neînchinat și de aia. Nu, adormi neașteptat foarte repede pentru că cum e obișnuit corpul tău și atunci el crede că mori și îți dă un șoc ca să... Chestia că și dorm îmbrăcat, știi, dorm îmbrăcat și într-adevăr, trezirea asta, adică, bă, stai puțin, să scoși și o haină, să nu... Da. Ai și uitat dopul înfiletat pe sticlă? Da, pe sticla goală, care de lucrurile de achii. Hai să dau ceva pentru spirit, vă rog frumos, că nu se mai plătea. Mie bine să plâng când mă gândesc la paralizie. Dar când s-a întâmplat ultima? Vreau de acum vreo 2 ani, să zic. Dar se poate întâmpla oricum, adică, sunt fluctuante, da. Și care e sursa? Adică când ești mai obosit, când ești mai... La mine nu, n-am găsit nicio legătură între ce... Atacul de panic în somn, zice cineva. Nu, dar ești perfect conștient de ce este... Da. Mai faceți un video și la desele fraților. Locuiesc singur. Nu, stai, mi s-a făcut de la devine. Cum e asta? Băi, lasă-mă, că nu... Băi, eu dorm singur în casă, băi, nu mai vine să mă gândești până-mi iau în tavă acum. Zice, vă trimit poza. Nu. În cineva ce m-am trezit, mi-e de noapte, că auzeam un ciocănit în geam. Am văzut că era cineva la fereastră, dar era tot la oglinda de la baie. Termină. Nu, că s-a dus dorme singur în noaptea asta aici. El merge acasă. Locuiește singur. Opriți-vă cu lucrurile astea. Da. Poate ar fi mai bine să sunăm în direct. Poate ne răspunde chiar o entitate. Poate să sună pe tine, direct. Oh, doamne, deci, ce înseamnă un spirit de rău? Un spirit de rău, le-am plăsit pentru asta, dacă sunteți de acord. Sfârșit, Oana, trebuia să povestim traume. Inima nu mai rău, desimulește. Am ascultat vocata asta, ieri. Lumânările se stind singure și am un studiu și nu e aerul condiționat deschis.